Un bărbat din orașul prahoven Comarnic, mușcat de urs, a fost transportat la spitalul orășenesc din Sinaia, iar medicii confirmă că starea acestuia este stabilă. El are rănii la un picior, o plagă hemitoracică și o rană la antebrațul stâng. Potrivit autorităților din județul Prahova, incidentul a avut loc în jurul orei 2. Bărbatul a povestit că a auzit câinii lătrând și a ieșit din stână să vadă ce se întâmplă, moment în care a fost atacat. Incidentul vine după un caz similar de marți, când un alt bărbat de 66 de ani a fost atacat de un urs în jurul orelor 17 la Bertea. Victima a fost transportată la Spitalul Județean din Ploiești cu multiple plăgi la mâna stângă. Săptămâna trecută, într-o localitate învecinată cu Comarnicul, la Secăria, un cioban a fost atacat de un urs și a ajuns cu răni la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești, fiind salvat din ghearele animalului de către câinii de la turmă. Localnicii din Secăria spun că este posibil să fie același urs, care acum aproape 2 săptămâni a rămas prins într-un gard la ei în comună și a fost tranquilizat, fiind relocat în zona pădurii. Ia, stai un pic. Ia acolo. Nu e, nu? Ai grijă. Așa, lăsăm de inerție să ducem. Să lași urșile deschise să avem unde ne sui. În timp ce atacurile nu mai contenesc, autoritățile nu reușesc să găsească o soluție rapidă. Gabriela Gavrilescu, ministrul mediului, prezentă zilele trecute în Prahova, a vorbit despre ordinul de împușcare a urșilor și a dat asigurări că până la finele anului animalele agresive vor fi împușcate, relocarea nefiind o soluție. După ce vom primi avizul Academiei Române, eu am trimis hârtia pentru avizarea ordinului de ministru pe carnivorele mari săptămâna trecută către Academia Română. Imediat el va fi dat publicității și va apărea în monitor oficial și va intra în funcțiune. Avem prins un număr de 145 de carnivore mari, deci reflectat, bineînțeles, la diferența de luni care au mai rămas până la sfârșitul anului. Ministerul Mediului a aprobat ca până la finalul lui 2017, la nivel național, 145 de animale care au devenit agresive să fie împușcate. Numai că ONG-urile nu sunt de acord și amenință zilnic cu proteste și petiții. În privința atacurilor din Prahova, a fost sesizată Asociația Județeană a Vânătorilor, precum și jandarmii prahoveni. S-a dus la o fântână să-și ia apă, nu știu, și am înțeles că acolo a sărit pe el și l-a afectat. Ăsta cu omul e la spital. Am tot făcut adrese către instituțiile abilitate, sperăm să avem și un răspuns pozitiv ca să îi împuște. Și dacă ia de aici și duce în altă parte, ursul tot rele va face. Le-a luat de până apropiere, i-a dus pe la noi pe aici pe pășunii, și după ce îi tranquilizează, ei intră la o stare, o agitație foarte puternică. În timp ce autoritățile caută soluții peste soluții, atacurile devin din ce în ce mai frecvente, iar viața localnicilor este în pericol, întrucât animalele relocate sunt mult mai agresive.